Grecia este din nou în grevă generală, timp de 24 de ore, declanșată de Sindicatul Funcționarilor Publici din Grecia. Drept urmare, zborurile au fost anulate, iar activitatea în instituțiile de învățământ, precum și în spitale, este afectată. Companiile aeriene și-au anulat sau amânat cursele în urma protestelor ce au paralizat Grecia joi 7 aprilie. În același timp, a fost afectată și activitatea în instituțiile de învățământ, serviciile de taxe și impozite, precum și în spitale, care vor primi doar urgențele. Va funcționa transportul public, angajații votând împotriva participării la grevă, în timp ce programele TV vor fi suspendate, deoarece jurnaliștii s-au alăturat acțiunii de protest, precizează Ager Press. Greva vine în urma negocierilor privind reforma sistemului de pensii, la care au participat reprezentanții creditorilor internaționali și ministrul muncii Elen. Protestele sunt îndreptate împotriva unei reforme prin care pensia maximă va scădea de la 2700 la 2300 de euro și va fi introdusă o pensie de bază garantată de 384 de euro pe lună. Proiectul de lege cu privire la reforma pensiilor, precum și o nouă reformă a fiscalității, vor fi în centrul negocierilor cu creditori pe care guvernul de la Atena vrea să le finalizeze înainte de reuniunea miniștrilor de finanțe din zona euro din 22 aprilie, fără ca creditorii să ceară noi măsuri suplimentare nerealiste. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru români care intenționează să tranziteze Grecia. MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Elenă că Federația Sindicală a Funcționarilor din Aviația Civilă Vila Elena a decis să se alăture greve generale de 24 de ore, convocate pentru ziua de joi, 7 aprilie, de către Federația Sindicatelor din sectorul public. Astfel, toate zborurile din spre și către aeroporturile de pe teritoriul elen, au fost anulate pentru data de 7 aprilie, între orele 0 și 24, potrivit unui comunicat al ministerului. Vor fi asigurate serviciile legate de tranzitul aeronavelor comerciale și militare care traversează Fir Atena Macedonia exercițiile militare programate, navele în situație de urgență. De asemenea, vor fi asigurate toate zborurile medicale, zborurile în care se deplasează șef de stat și de guvern, zborurile pentru situații de urgență și se va asigura asistența necesară și asigurarea funcționării neîntrerupte a frecventelor de alertă, instalațiilor de serviciu și prevenirii incidentelor de zbor. Traficul va reveni la normal abia după miezul nopții. De asemenea, și angajații din porturile Pireus și Tesalonicii vor protesta vineri împotriva privatizării planificate a celor două porturi. Proiectul de lege cu privire la reforma pensiilor, precum și o nouă reformă a fiscalității, vor fi în centrul negocierilor cu creditorii, pe care guvernul de la Atena vrea să le finalizeze imediat, fără ca creditorii să ceară noi măsuri suplimentare nerealiste, înainte de reuniunea ministrilor de finanțe din zona euro din 22 aprilie.